Bună și bine ați revenit la un nou episod din Jurnalul de Diet Online. Am ajuns la săptămâna cu numărul 12 și vreau să menționez că am făcut mici schimbări în programul meu. Așa cum probabil ați putut observa, treptat în aceste săptămâni am scăzut necesarul caloric, astfel că în această săptămână am ajuns la 1700 de calorii pe zi, doar că în ultimele săptămâni mi-am dat seama că nu mai simt nevoia de două gustări, astfel că am eliminat gustarea din prima parte a zilei, pentru că mă simțeam sătulă și nu simțeam neapărat nevoia să o mai consum. Așa că ceea ce veți vedea de acum înainte va fi un meniu structurat pe trei mese principale și o gustare între prânz și cină. Iar acum, haideți să vedem ce am mâncat eu în această săptămână. Pentru micul dejun de această dată voi mânca brânză cottage sau bulgăraș de brânză, mai bine zis, peste care mi-am adăugat mărar, mi-am tăiat câteva felii de roșii și două felii de pâine cu semințe. Pentru masa de prânz mi-am pregătit o salată de orez în care am adăugat ton, porumb, fasole roșie și ardei gras. De această dată la gustare voi mânca miez de nucă, iar alături mi-am pregătit și câteva boabe de struguri. La cină am ales să mănânc nuggets de pui pe care i-am făcut eu acasă. Dacă nu ați văzut rețeta, am să vă las în colț un card ca să puteți să mergeți să o vizionați și pe aceasta. Și am mâncat nuggets-ii alături de câteva măsline. Pentru micul dejun, astăzi mi-am pregătit lipie pe care am uns-o cu puțină cremă de brânză, am adăugat șuncă presată, o felie de cașcaval și câteva felii de ardei. Pentru prânz mi-am pregătit această porție de paste peste care am adăugat un sos de roșii cu busuioc și câteva bucăți de mozzarella. Ca și gustare voi avea miez de nucă și un iaurt din acesta simplu de băut. La cină am ales să mănânc o salată multicoloră, așa cum știți deja că îmi place mie să mănânc, în care am adăugat destul de multe legume, iar deasupra mi-am făcut piept de pui pe care l-am tras la tigaie. În această dimineață, la micul dejun, voi mânca ouă ochiuri pe care le-am gătit pe tigaia antiaderentă, câteva felii de ardei și, bineînțeles, două felii de pâine cu semințe. Pentru prânz, de această dată, voi mânca fasole și orez. Aici am fasole din conservă, este genul acela de conservă cu sos de roșii. Iar aici mi-am fiert un orez simplu, doar cu puțină sare și voi mânca totul alături de o salată din roșii, ardei și salată iceberg, peste care am mai adăugat și puțin oțet balsamic. Și cam așa va arăta prânzul meu de azi. Ca și gustare, mi-am pregătit astăzi aici un smoothie în care am adăugat banană, ananas, căpșune congelate și semințe de chia. În seara aceasta la cină voi mânca brânză cottage și am aici o brânză cu 4% grăsime, alături de două felii de pâine cu semințe, ardei și câteva felii de roșii. Urmează ca la micul dejun să mănânc în această dimineață salată de vinete pe care am uns-o pe pâine cu semințe și deasupra mi-am adăugat câteva felii de roșii. La prânz de această dată mi-am pregătit o tocăniță în care am folosit pulpă de porc, ciuperci, ceapă,
sos de roșii și puțină pastă de ardei și am adăugat și câteva paste integrale pe care le-am fiert direct în sosul tocăniței. Am gătit totul la slow cooker, vreau să precizez, și pastele, din ce văd, s-au umflat foarte, foarte tare, deși nu am adăugat multe ca și gramaj. La gustare voi mânca un măr și prune uscate. Se pare că printre ele s-a strecurat și un miez de nucă, dar nu-i nimic. De această dată la cină am ales să mănânc ceva foarte simplu, și anume pâine cu semințe pe care am uns-o cu câteva linguri de zacuscă. În dimineața aceasta mi-am pregătit o tortilla pe care am uns-o cu cremă de brânză. Am adăugat câteva feliuțe de șuncă presată, ardei gras, măsline și puțin cașcaval ras am avut eu de această dată. După care am împăturit tortilla în două și am pus-o la un sandwich maker și am oferit dungile astea foarte, foarte simpatice și un aspect crocant. Sunt sigură că va fi delicios. Pentru prânzul de azi voi avea, la fel ca și ieri, acea tocăniță cu ciuperci, pulpă de porc și paste, doar că de data aceasta o voi mânca alături de câțiva castraveți murați. Ca și gustare, după masa aceasta voi avea caise uscate și o banană. Pentru cină, de această dată mi-am pregătit pâine cu zacuscă. Pentru micul dejun, de această dată mi-am pregătit omletă în lipie, de fapt omletă în tortilla, ca să fiu mai exactă, doar că de data aceasta mi-a venit mie în minte să nu mai rulez, ci pur și simplu doar să o pliez în două și o voi mânca alături de câteva felii de roșii. Pentru prânz voi mânca ardei umpluți și mi-am ales 3 ardei de mărime medie și mi-am mai adăugat și puțin sos de roșii în care s-au fiert ardeii. Ca și gustare, după masa aceasta voi mânca boabe de struguri. De această dată la cină am ales să mănânc brânză și am aici brânză cottage cu 2% grăsime. Mi-am tăiat câteva felii de ardei și o felie de pâine și practic aceasta va fi ultima masă pe ziua de azi. De această dată la micul dejun mi-am făcut 2 sandwich-uri cu pâine integrală pe care am uns-o cu puțină cremă de brânză. Peste mi-am adăugat câte 2 felii de mortadela pentru fiecare bucată de pâine. Mi-am pus și câteva felii de castravete și cu siguranță va fi un sandwich delicios. De această dată la prânz mi-am pregătit paste, am folosit paste integrale, iar ca și sos mi-am pus jumătate de cantitate de sos de roșii cu busuioc și jumătate de cantitate de pesto cu roșii uscate, iar deasupra îmi voi adăuga și o lingură de parmezan. La gustarea de azi voi avea un iaurt de băut. Pentru cină mi-am pregătit o variantă de shawarma mai dietetică, iar pentru asta am folosit lipie, sos de iaurt cu mărar, piept de pui, roșii, ardei și câteva bucăți de măsline. Cam acesta a fost meniul din săptămâna cu numărul 12. Eu sper că vi s-a părut apetisant și interesant în același timp. Iar acum vă las să urmăriți rezultatele în ceea ce privesc kilogramele și măsurătorile, bineînțeles. Am ajuns și la momentul cântăririi și chiar sunt curioasă cât va arăta de data aceasta cântarul. Ia să vedem, și cântarul arată 86,9 kg. Menționez că am început de la 95,1 în prima zi a acestui program.
imagini puteți vedea diferența de la începutul programului și după 84 de zile. Vreau să menționez că și săptămâna aceasta am încercat să fac mișcare de cel puțin 2 ori pe săptămână, iar rezultatele acestei săptămâni sunt minus 1 cm în circumferința toracelui, minus 1 cm în circumferința șoldului și minus 1 cm în circumferința ambelor coapse, iar în ceea ce privește greutatea am obținut un minus de 800 de grame săptămâna aceasta. Eu sunt foarte mulțumită de rezultat. Sper că vi s-a părut și vouă interesant acest episod. Vă aștept, bineînțeles, și la următoarele episoade din Jurnalul de Dietă Online. Nu uitați că dacă v-a plăcut acest video, aștept să-i dați un like, aștept toate sugestiile și părerile voastre în comentarii. Dacă vreți să nu ratați niciun episod de pe acest canal, bineînțeles, nu uitați să vă abonați. Iar până la următorul video, eu vă spun pa!